Bun găsit, stimați spectatori. Suntem la ordinea de zi. Începem mai târziu săptămâna cu această emisiune uh, din rațiuni, să zicem, tehnice. N-am apucat să facem emisiunea seară, o facem astăzi seară. Sunt, vă promitem, multe subiecte, spunem noi, interesante și uh, poate și în dezbatere. În fac mea culpa, o să urmăresc mai des mi-s a reproșat în cel puțin săptămâna trecută am avut câteva mesaje de reproș că nu citesc mesajele care se trimit când diverse subiecte, să spun așa, stârnesc, să zicem, comentariile dumneavoastră. Mărturisesc că o să stau cu ochii pe telefon și în momentul când văd mesajul, o să vă și o să și răspund bine în contextul discuției. Vreau să vă spun că uh, a apărut uh, este o discuție mare la nivel uh, central la acest moment pe baza deciziei pe care am amintit-o și noi la momentul respectiv, decizia Curții Constituționale din 26 februarie uh, uh, pentru deci există hotărârea judecătorilor de uh, constituționali privind înființarea Partidelor fără a mai strânge în prealabil un număr minim de semnături. Cecerea a decis că e neconstituțional pragul de 25.000 de semnături adunate în 18 județe. Deci nu că nu se poate înscrie partidul cu 3 membri. Sociologul Marius Pieleanu, fondatorul Institutului de Cercetare Avangard, a avertizat asupra risculor unui astfel de demers. Cităm: Ultimile sondaje. Arată că România se îndreaptă spre un sistem cu două partide importante, unul de stânga și altul de dreapta, plus încă două formațiuni mai mici, de până la 67%. Se polarizează scena politică, așa cum s-a întâmplat în democrațiile consolidate. Dacă se dă drumul la înființarea de partide, va fi haos. Nu mai discute problemele tehnice când o să avem buletine de vot cât cartea de telefon. Dar scena politică sare în aer, se fragmentează. Vor fi și consecințe asupra coeziunii naționale. Păi să știți că este o problemă mare și în ultimul timp, credeți-mă, cu riscul, să spunem așa, de a ne lua de Curtea Constituțională, îți din ce în ce mai multe, decla, de mai multe hotărâri ale Curții Constituționale care sunt pe arătură. N-aș spune de care e motivul sau n-aș putea invoca un motiv anume, dar vă fac niște enumerări. Las la o parte legile Big Br Br Brother care sunt contestate, contestabile, în fine, deci există o întreagă dezbatere și mă refer doar la ultimile, să spun așa, decizii de gen predarea religiei în școli care au stârnit un haos imens în tot sistemul de educație gestionat acum cu greu de guvern de Ministerul Educației, o aberație dată de Curtea Constituțională și acum asta în care pot să înființez partid cu doar trei membri. Ce înseamnă acest lucru? Că încerc să sabotez ce? De 25 de ani așteptăm să avem ca și englezii, ca și germanii, apropo visul președintelui nostru, și a multor români, trebuie să recunoaștem, așteptam să avem două mari partide. PDL cu pnl de asta sau ni se formeze un PNL mare care să acopere zona de dreapta. PSD este de foarte mult timp marele de pe zona de stânga. Și acum mai gravitează, să spunem așa, în jurul lor, un EPR-ul, PC-ul care este mai de dreapta, mai liberal și, uh, și UDMR-ul. În noua variantă nu știm dacă udmr ar mai putea supraviețui sau chiar uh, alte partide, dar totuși dacă îl înstii cu trei oameni și faci ca ăla să vină la vot, cu tita mai albumul, adică în loc de buletinul de vot. Știți că și acum la unii în mediul rural, cel puțin la unii cetățeni, le vine greu să caute pe două pagini și știți că de multe ori au votat aiurea. Gândiți-vă ce va însemna, ce va însemna să ai în față 20 de pagini și să cauți chiar dacă tu vrei să-l votezi pe Vasile Blaga, de exemplu, sau pe, haideți să zicem, pe Zgonea de la PSD, o să-l cauți mult și bine prin acele printre M10, M7, S nu știu cât, că bănesc că vor apărea și acestea SF M10 sau M la puterea 10 sau cum s-o traduce partidul făcut uh, ieri cu trei membri, da? De Monica Macovei. Dar uh, și acum ar trebui să vorbim și de pragul electoral. Mai vorbim și de faptul că trecem din nou la vot pe listă. Deci gândiți-vă că toate aceste partide vor adăuga o listă și tu te vei căuta pe lista respectivă dacă e vreunul de-l cunoști. Acum ori facem, le dăm în cabinele de vot la cetățeni care vrem să voteze, bineînțeles, le dăm și scaun să lectureze buletinul de vot, care, o lectură care dacă vom avea nu știu câteva sute de partide, câteva cum sunt și ONG-urile, Uh, să citească listele ca să-și găsească candidatul preferat, vă dați seama ce va fi. Că așa dacă e uninominal, hai să zicem 100 de partide, 100 de candidați pe colegiul respectiv. Dar în varianta că e lista de pe tot județul, sau nu mai vorbesc la București. De deci, aia la București poți să-și și merinde în plasă că vor sta la secția de votare câteva ore ca să citească năzbâtia. Sau trăsnaia pe care o face și cereu. Bine, Asta fiind spuse, probabil că la trăznările de le face de asta șeful de la Curtea Constituțională vrea să plece pe la Uniunea Europeană să-i fericească și pe ea cu, în altele sale, calități. Dar asta vom vedea dacă pleacă, pentru că mai nou astăzi a ieșit, deși el era foarte convins că se duce la... Curtea Europeană de Justiție. Uh, uh, astăzi dânsul a cam lăsat uh, uh, să se înțeleagă că s-ar putea să se răzgândească, uh, așa că nu știm dacă, dacă va, pleca, va pleca sau nu. Dar uh, cum spuneam, apropo de aceste partea cu partidele, mi-a făcut o, o, impresie ciudată, vă spuneam, această lege și nu știu de deci, ce. Atenție, aruncăm în derizoriu lucruri importante. Unul dintre ele este clar. Deci că trebuie să renunțăm la votul un, uninominal pentru votul pe listă este clar. Altfel nu vom aduce să cupola Parlamentului oameni valoroși. Vom aduce numai pe cei cu bani. Că ne place sau nu ne place să recunoaștem, în general cei cu bani vor ajunge în Parlament. Mai sunt și excepții, dar are ori. Bun, pe partea cealaltă, dacă dăm drumul și înființăm la partide ca ciuperce după ploaie și avem iar ca în anii 90, nu știu dacă e cea mai bună idee. Pe de altă parte, vreau să vă spun că Apropo de justiție și de înalta curte. El s-a luat o decizie, știți că ni se tot spune CSM-ul, inspecția judiciară și altele. Spun că să nu comentăm hotărâle judecătorești sau nu știu ce, cum procesul s-a terminat, putem să comentăm, deci nu influențăm cu nimic, că se influențează judecătorii. Dar eu vă spun că e Procesul, mai ales că e al nostru, Șerban Brădișteanu, procesul legat de cazul Năstase, este jenant. Și vă spun de ce este jenant. Deci, până la urmă, nu știu dacă știți sau nu, a luat o condamnare de un an cu suspendare. Medicul, nu, mai, nu mă refer la faptul că acum au apărut pe internet diverse Mișcări care îl susțin, diverse site-uri, diverse pagini, dar e totuși Șerban Brădișteanu. Omul care -a, a salvat mii, uh, sute, mii, mii, mii zeci de mii, n-aș putea să vă spun exact, de vieți. Unul dintre specialiștii cei mai importanți în domeniul din Europa. Medicul Șerban Brădișteanu a spus în 2012, după acea tentativă de asasinare a lui Adrian Năstase, că e bine, aș, el a demonstrat-o, dar nimeni n-a vrut să înțeleagă chestia asta, de fapt și procurorii, mai ales și judecătorii, știți că sunt specializați în toate și în așa, numai în respectarea legii, unii nu prea au o problemă cu ea, încurcă, dar asta e altă treabă, l-au găsit, vinovat pentru că l-a ținut pe Adrian Năstase șase zile, atenție, ăla până la urmă s-a împușcat în gât. Că nu trebuia și trebuia să-l ducă la Jilava din noaptea respectivă, chiar cu o rană. Deși Brădișteanu, atenție, a zis, domne, stă aici câteva zile până îi facem toate, eventual se punea problema unei operații pe cort. Și demonstrația cu Vescu registrări, apropo de de înregistrările acestea stenogramele. Știți că la vremea respectivă au apărut este stenograme în care asigura că o să-l țină câteva zile și nu știu ce. Deci, la ce a fost supus, la ce umilință a fost supus, unul dintre cei mai importanți medici din România, pentru că, atenție, președintele de atunci, cu structurile de atunci, structuri care acum apar să fi trecut într-o altă, într-o altă tabără, deci au decis chestia aceasta. Bun, nu stase și a primit pedeapsa, a executat-o, a ieșit cu, cu, reducere, nu știu ce, dar Brădișteanu a fost umilit cu această, cu această sentință și stau să mă gândesc doar la o chestie, până la urmă chiar dacă n-ar fi de unul dintre cei mai buni specialiști. Dar tu îi pui, tu procuror, care ești, pui sub semnul întrebării o decizie a unui medic. O decizie care poate fi corectă, că refuz să cred că sunt nu știu câți specialiști în România care să spună altceva decât spune medicul Brădișteanu. E totuși o autoritate în materie. De-aia pleacă medicii din România, printre altele. Și specialiștii noștri merg și salvează vieți în altă parte. E o problemă și de asta vă spun că pentru mine, ca persoană, sau nu de asta, nu-l cunosc personal pe Brătișteanu, nu-l cunosc decât din ce a făcut, știu că e și gorjan, dar mi se pare ca forțare aici, deci putea fi fără probleme o achitare, pentru că, deci încă o dată vă spun, Până la urmă, ce a făcut? Favorizarea infractorului în ce sens? În sensul că l-a ținut câteva zile, nu l-a scos, nu l-a eliberat în sensul să-l facă scăpa de sub escortă sau alte trăznăi de acest gen. Deci, în aceste condiții, nu cred că se impunea. Poate să ne zacunăm și din ce am văzut pe net, foarte mulți dintre românii, dintre... gândesc la fel și asta e mare lucru. Gândiți-vă că vorbim din unul dintre cei mai importanți medici din România, cu rezultate excepționale, și atenție, el este pedepsit pentru faptul că nu și-a încălcat, atenție, nu și-a încălcat uh, profesia, nu a făcut rabat de la ea. E posibil ca, sub șocul, uh, să zicem, împușcăturii de atunci, Adrian Năstase, putea să se întâmple ceva cu el ca persoană, poate chiar un deces. Acum stau și mă întreb că poate poate de asta e vinovat și nu ni se spune. În fine, deci vă spuneam, justiția ar trebui să se mai uite și la ce face, pentru că, apropo, cu, știți că ni se spune să fim, că e legată la orică dreptate, că nu știu ce. În unele lucruri cred că se cam sare peste cal, iar în altele, ca din întâmplare, lucrurile stau așa cum e bine pentru unii. De asta vă spun că justiția noastră încă mai are nevoie, încă mare nevoie de, de multe, să spunem așa, modificări, deci încă de multe intervenții ca să ajungă acolo unde, unde trebuie. Apropo, de justiție am mai vorbit aici, la această emisiune, să știți că uh, cazul Monica Iacobriții, cum vă spuneam, o să facă multă vâlvă, pentru că, uh, de ce? Nu prea stăm picioare, deci e foarte bolnav. Se pare că în procesul ei s-au strecurat unele probleme. Cum vedem atenție, dar a trebuit să treacă ceva timp, trebuia să apară ceva de la anii care se pare că avea un rol important în dosar. S-a așteptat întâi să dea sentința și apoi a apărut raportul. Cazul Dan Voiculescu, iar cu ceva probleme, dacă ar fi apărut cu niște incompatibilități. O spune chiar un membru CSM. Sunt diverse chestii care pun sub semnul întrebării, atenție, uh, uh, deciziile judecătorilor și nu neapărat deciziile judecătorilor. Dar dacă tu și zici, bă, uite, cu, fost ministru, uite, fost premier cum a fost Năstase, dacă statul te tratează cu această ferocitate care nu se justifică până la urmă, Stai și te întreb, bă, frate, eu, om simplu, dacă ajung să mă confrunt cu statul, cu statul de drept sau de drepți, ce fac? Păi dacă nu-i respectă drepturile, adică poate ia cobriții poate, să zicem, să moară în, în închisoare. Uh, și poate o să constatăm, după ce se va reevalua dosarul, că n-ar fi, fi fost atât de vinovat odată. Și a doua, când îți spunea, există drepturile omului spune că e bolnav, o să vă spun și ce despre ce, de ce suferă. E cam mult. De exemplu, uh, deci Monica Iacobriții a cerut penitenciarului Ghera stabilirea unui regim semi-deschis de executare a pedepsei, invocând faptul că suferă de numeroase afecțiuni medicale, printre care trombofilie și leuconeutro leuconeutropenie. Sper că am zis corect. Uh, Monica Iacobiți a arătat în solicitarea adresată Comisiei de Stabilire a Regimului de Executare a Pedepselor Privative de Libertate a Penitenciarului Gherlac, trombofilia de care suferă, cităm, poate provoca coagularea sângelui, mai ales în venele profunde ale membrelor inferioare. Am auzit o boală practic fără leac din ce, din ce, știm noi. Și, deci, fiind diagnosticat atenție de medici, deci medici speciali din țară și străinătate, cu 13 afecțiuni precum neotropenie severă indiopatică, trombofilie prin mutație homozigotă și heterozigotă, tiroidă cronică, sindrom polio, osteoporoză, gastrită, anemie feripitivă. Deci diverse diverse diagnostice, acum nu, n am pretinția să le pronunț din prima, n-am apucat să văd materialul înainte, să le pronunț din prima corect, că sunt termeni medicali. Deci, atenție, trombofilia aceasta știu că se face cu administrat de medicamente antiagregante și acestea nu se pot da că ea mare o boală care le interzice. Singura modalitate prin care se spune ea, prin care poate evita formarea de cheaguri în venele profunde ale membrelor inferioare, este să mă plimb cel mult do la două ore, aspect imposibil într-un regim închis de executare a pedepsei. Deci a făcut această cerere, iar cei de la penitenciarul Gherla au trimis-o la spitalul penitenciar Jilava, unde va fi consultată, se va aplica tratamentul. Surse din Administrația Națională Penitenciară au declarat că Monica Iacobruții nu a fost adusă până în prezent la Spitalul Penitenciarului Jilava, aceasta urmând să ajungă cel mai probabil marți seara. Surse judiciare și mai s-au precizat că transportarea unui deținut sprunal penitenciar nu se face într-o zi, existând o procedură care s-a aplicat, aplicat și în cazul Monica Iriții. Nu ne bate în jur de persoane private de, liber, private de libertate, stie privative la... Mediafax, dar cred că private de libertate era corect, sunt transportate cu o auto specială care are un anumit grad de confort și siguranță. Transferul nu se face într-o zi, pe traseu ajunge la un penitenciar de tranzit unde primește masă, și poate face igiena și apoi pleacă mai departe. Depinde de cât de departe este destinația, spun. Deci durează vreo două zile pe drum ca să ajungă de la de unde era până aici. Uh, apropo de știrile zilei, să știți că unele lucruri încep să se uh, rotească cu rapiditate uh, și sunt două lucruri care le reținem. 1 uh, Traian Băsescu are câteva dosare penale care nu i-au fost închise de procurori. Într-unul din ele este acuzat de șantaj de către senatoarea PSD Gabriela Fira, știți asta. Întrebat dacă a fost chemat de procuror să dea declarații legate de acest caz, Am Băsescu a răspuns negativ. Probabil că voi fi chemat, deocamdată nu am fost. Deci poate ajunge și el în fața procurorilor. Dar asta e un caz nimic, mic și nu foarte important. Însă e un caz mai important de altă natură și anume a apărut ieri pe surse o informație conform căreia Uh, s-a deschis uh, procurorii DNA, au deschis un dosar după cum s-au cheltuit niște bani europeni cu aliment, cu modernizarea servici, uh, acumulărilor de apă de la Sibiu și Brașov cu fonduri europene, modernizarea sistemelor. Procurorii DNA au efectuat astăzi primele rețineri în dosarul de fraudare a fondurilor europene dintr-un contract semnat, atenție, și de președintele Claus Iohannis pe vremea când era primar al Sibiului. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Serviciu Teritorial al Alba Iulia au dispus punerea în mișcare, acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 2 și de 3 martie a inculpaților. Iordache Mihail, administrator al unei firme, Luter Simona Mariana, reprezentant legal la altei firme, Beșchia Georgeta Daniela, notar public cu privire la sărbășirea infracțiunilor de abuz, de complicitate, de în fine, Buzea Valeria Doina, notar public, Tudorache Cristina cu privire la desăvârșirea infracțiunilor de complicitate și alte chestii. În ordonanțele procurorului se arată că în cauză există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt. Și vă prezint, pentru că nu din, vreau să vă spun, președintele României nu riscă nimic, chiar dacă ar fi vinovat. Nu este cazul acum, e oricum. Dar cazul este foarte interesant și de ce să vă spun acum? Ca din întâmplare apare într-un moment, că de azi zic că nimeni nu e întâmplător în România, Apare într-un moment când, zic eu, energia președintelui și toate celelalte ar trebui să fie consumate de alte, de alte proiecte. Reținem. În data de 6 aprilie 2011, între Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de autoritate contractantă și Sece Apă Canal Sibiu, în calitate de beneficiar, a fost încheiat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu Post-Mediu 2007-2013, contractul având ca obiect extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov valoarea totală fiind de 421 de milioane, 453 de lei fără TVA, din care uh, 322 de milioane, aproape 323, finanțare nerambursabilă. În cadrul acestui contract, se apă pe Canal Sibiu a încheiat un număr de 11 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii. În ceea ce privește contractul, având ca obiect proiectarea, elaborarea și documenta elaborarea documentațiilor pentru obținerea vize și autorizații pentru proiectul respectiv. Uh, contractul este finanțat în proporție, deci cum spuneam, uh, la licitația organizată în 4 decembrie 2012 s-au prezentat mai multe firme. Uh, în documentația respectivă, uh, Întocmite în fals s-a ocupat, uh, ocupat un presupus reprezentant al terțului susținător, împreună cu inculpata Tudorache Cristina, pe baza înțelegerii cu reprezentanții SCD de construcții în apoc, ASA. Toate documentele întocmite în fals care au produs efecte juridice, au fost autentificate la cele două uh, notarițe, că de asta era și apăreau ca și ei arestate. Uh, în esență. Uh, Banii respectiv de și Apă Canal Sibiu a reziliat contractul respectiv. și dar problema e că contractul inițial a fost semnat inclusiv de, de președintele actual al României, primar pe atunci ca ca reprezentant al asociației respective. Nu văd unde ar fi problema pentru în dosarul acela de la, chiar dacă titluri, ne place să dăm aceste titluri, de exemplu, primele cinci reține în dosarul semnat de Claus Iohannis ca primar al Sibiului. Deci, până la urmă, a semnat din punct de vedere, de apă pe canal a reziliat, a văzut că e o problemă. Iar actele, dacă s-au făcut cu probleme, nu s-au făcut, nu trebuia neapărat să știe reprezentantul respectiv. Suntem, apropo de știrile zilei, sunt foarte multe, să zicem așa, multe lucruri, dar, așa cum spuneam și prietenilor de pe Facebook, se întâmplă un lucru. Nu vedem practic noi avem în ultimile luni, cel puțin după alegeri, și au trecut deja 16 noiembrie, deci vreo 3 luni și, uh, suntem dominați de o problemă politică, în sensul că rămâne actuala coaliție, facem o nouă coaliție, deci, oameni, deci nu, nu se face, atenție, uh, nu se forțează niște alegeri anticipate, nu. Deci să rămână actuala sau să facem următoarea, dar cu aceiași oameni numai să se reorienteze. Pe ce motive? Putem să ne imaginăm ca dosare, bani, imagine, se merge pe imaginea câștigător, câștigătorului alegerilor prezidențiale sau mai sunt și alte interese subterane. Deci, avem o iată pe plan politic, dar pe planul celălalt nu vedem, să spunem, decât o idee anemică, un cod fiscal care se dorește schimba și vine cu o mișcare inovativă, și un program al Partidului Național Liberal care n-a rupt gura târgului lansat la sfârșitul săptămânii trecute, printr-o conferință de presă. Cred că era mai. cum să zic? m-a inspirat dacă se făcea în baza unei mari adunări a Partidului Național Liberal, dar, apropo că suntem în județul unde cele două aripi, PNL și PDL vechi, nu se îmbucă deloc la Gorj. Chiar am văzut astăzi o ieșire a primarului Dorin Filip de la Rovinari, care îi cam face arșice pe primarul de la Novaci și pe Dumitru Leuștean și pe Dumitru Vulpe de la, de la Cânic pe ideea că uh, s-au manifestat într-o anumită direcție când trebuia să se aștepte în partid diverse lucruri. Deci, cred că de aia nu s-a făcut la București o chestie de genul ăsta, că și prin alte județe, deocamdată, Partidul, Marele Partidul Național Liberal încă mai are frecușuri interne. Când s-au lămuri, e altă treabă. Dar, cum spuneam, uh, vorbind de cele două proiecte politice, cam astea sunt toate, că deocamdată modificarea Constituției încă n-are un nou președinte, că Clina Antonescu tocmai a părăsit ultima funcție pe care o mai avea, că modificarea codului electoral iar așa cam bate pasul pe loc, avem mari, alte mari probleme. Propunerile care s-au legiferat nu sunt acceptate nici în PNL, nici în PSD. Deci, foștii baroni sau actualii baroni care mai încă nu, nu i-a luat DNA-ul, nu prea doresc, ca de exemplu președinții de Consiliu Județene, să nu fie aleși direct, ci de, din votul consilierilor. Și asta se întâmplă și în PSD și în PNL. Deci, practic, nu avem. Avem o clasă politică blocată în proiect. Nu facem absolut nimic. Dacă ne gândim că după alegerile din decembrie, noiembrie-decembrie 2012, am avut aceeași așteptare că facem, că dregem și apoi PNL-ul și PSD-ul au început să-și dea la joale. Încă o dată, repet, în primă fază PSD-ul dădea la joale PNL-ului pe ideea că să, nu, să se limiteze cumva puterile prezidențiale în ideea că Antonescu ar fi candidat la președinte, iar după aceea era invers, pentru că se prefigura deja că prin Antonescu nu va mai fi candidatul și atunci PSD-ul care își punea candidat propriu nu avea niciun interes decât să crească, să zicem, anumite lucruri și tot așa. Deci, suntem acum în altă fază în care ne trezim în situația că iar vom aștepta luni de zile ca să facem ceva. Acum e și mai nasol dacă nu se înțeleg PSD-ul și PNL-ul din un anumit motiv. Nu mai poți să treci, deci nu poți să faci nimic. E o majoritate parlamentară, acum cu guvernul, dar e una fragilă, care nu va putea decât să treacă chestii normale, deci nu legi organice. Pe de altă parte, chiar dacă s-ar roti la guvernare, va fi același lucru. În sensul că nici ăștia fără acordul PSD-ului, nici PNL-ul și eventualii sateliți, n-ar putea face mai mult. Tot n are două, trei. Deci, practic, noi am blocat proiectul pentru următorii 2 ani. Varianta cea mai bună și cred că și cea mai legitimă ar fi alegerile anticipate, eventual în toamna anului acesta, pentru a nu mai pierde încă 2 ani până la alegerile din 2016. Dar, vă dați seama cine ne ascultă pe noi pentru că bănuiesc că nu sunt încă toate lucrurile încă toate lucrurile tranșate în în politica românească. Astăzi a fost la Cotroceni primul Consiliul Suprem de Apărare a Țării, condus de noul, de noul președinte. Și au mai fost și alte personaje noi, s-au mai schimbat niște ministri de la ultimul CSAT, am avut și nou, nou șef la SRI, Eduard Helving și tot așa. Deci, ce vreau să vă spun, apropo de. Să zicem, mesajul pe care l-a transmis președintele Iohannis după, această, după acest eveniment. Deci, dar atenție, mesajul n-a fost transmis presei direct, ci prin intermediul Facebook. Una din temele discutate fiind situația din Ucraina, și cităm ce spune președintele: După mai bine de o jumătate de secol de pace, în apropierea granițelor noastre sunt uciși oameni. Alții își părăsesc satele în căutarea unui refugiu. România se află la aproximativ 300 km de Crimea, locul unde a început anul trecut modificarea granițelor stabilite după celălalt război mondial. Avem tot interesul ca orice conflict din această parte a Europei să se rezolve pe cale pașnică. Cu ocazia reunirii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, am evaluat conflictul din Ucraina, efectele lui în regiune și am reconfirmat angajamentele asumate de România în cadrul partenerilor noastre strategice. Deci, practic, am vorbit niște discuții în sensul că, da, totul e ok, bine, autoritățile noastre sunt conștiente de pericol, dar nu, practic, și dacă nu se făcea CSAT-ul, lucrurile stăteau la fel. Toată lumea e atentă pentru că nu-i de glumă cu situația din Ucraina, mai ales în contextul a ce se întâmplă la Moscova, cu acea, acel asasinat politic, care vreau să vă spun că sunt sunt destul de convins că n-a plecat de la Kremlin ordinul de execuție al lui Nemțov. De ce? Putin, chiar dacă atins de paranoia puterii și încremenit în proiect pentru care de foarte mulți ani de când este președinte, nu putea să facă o asemenea greșeală și nu l-a avantajat cu nimic. Ba din contră, la popularitatea doar acum, pe faptul că chestia cu Crimea, pe zona cu Ucraina, în niciun caz nu se punea problema să se câștige, să-și să facă o altă problemă. Deci, acolo altcineva a vrut să pună paie, paie pe foc, și rămâne să vedem acest lucru. Dar de ce vă spun acest lucru? Pentru că privim media. Ce a apărut în media zilele trecute? Chiar ziare serioase din, din Occident au publicat o informație conform căreia în noaptea asasinatului ar fi camerele de supraveghere de pe Kremlin, de pe zona respectivă ale municipalității, n-ar fi mers. Că se făcea o... Deci erau în reparație ceva, deci au fost oprite pentru a fi, a fi reparate. Câteva ore mai târziu, când a apărut această știre pe toate agențiile, a apărut și dezmințirea. Primăria Moscovei sau cine, municipalității, în fine, a dat știrea respectivă prin care a spus, nu domne, în noaptea respectivă s-a mers, toate camerele au mers ok, imaginile au mers către organele competente, nu e treaba noastră. Deci, de ce vă spun că undeva este ceva neregulă? Pentru că dacă a apărut o asemenea informație care nu și-avea locul, e clar că vrei să spui ceva, să sugerezi ceva. Adică, da, dacă s-a stricat întâmplător, vrei să nu se vadă ce înseamnă că tu ai, ești cel care ai împușcat. Deci, sunt lucruri care... Dar, întorcându-ne la Ucraina, vreau să vă spun, uh, nu există un pericol direct pentru România. Asta spun și autoritățile, e clar. Însă, acolo se întâmplă un lucru și se întâmplă și pe un fond în care acolo populația majoritatea e rusofonă în Crimea. Deci poți să dai la un moment dat idei și altor țări din regiune. Cred că acolo ar fi pericolul să te trezești, că noi avem o, o problemă greu de gestionată în România, e vorba de zona secuiască, care tot vrea autonomie și nu știu ce. De la autonomie până la alte lucruri mai grave se poate întâmpla orice și peste tot. Ăsta ar fi pericolul pentru România, iar Clasa politică românească trebuie să gestioneze cu atenție, dar și cu, dar și cu respectarea legii și nu de autorități, că autoritățile respectă legea. Problema e că prin zona respectivă, unii nu le place să spună asta, noi o spunem, în zona respectivă nu prea mai se respectă legea. Deci, ei pun steagurile care vor, ei fac ce vor, nimeni nu mai întreabă. Ba din contră, dacă se dă o amendă, e scandal național pe chestia asta și autoritățile noastre sunt paralizate pe această problemă. Cred că acum ar trebui să se respecte legea și mai ales acum, în condițiile în ce se întâmplă prin vecini. Sunt și alte lucruri mai importante. Între timp au sosit și două mesaje. Unul dintre ele spune așa. Aveți dreptate cu clasa politică românească, nu merită să mai stea la putere. Da, n-am spus chiar asta, dar e adevărat că până încă nu s-a lămurit cine rămâne ca personaj uh, politic important și să discute numele, PNL, PSD, UNPR sau alte partide, și cine. Uh, Face o tură pe la DNA, că la acest moment încă mai sunt uh, lideri politici cu marplu sau se vehiculează. Se vehiculează că vor merge la DNA și Vasile Blaga și uh, Tăricianu. Nu mai vorbesc că deja Dragnea de la PSD s-a obișnuit cu drumul prin zonă și la DNA și e și trimis în judecată în dosarul referendumului și altele. Altcineva ne spune, domnule reporter, aș vrea să știu mai mult de ce se întâmplă în Gorj în domeniul economic. Până la urmă nu au decât de concedieri, angajeri nu se mai fac. Da, dacă n-ați citit, să zicem, prezentarea emisiunii mele de pe Facebook, suntem gând la gând cu bucurie. Sau dacă ați văzut-o cu atât mai mult, înseamnă că v-a atras atenția. Chiar asta era și tematica propusă de mine pentru astă seară, dintr-un anumit motiv. Da, veștile bune sunt foarte puține îngorși în domeniul economic, în domeniul industrial. La acest moment, înregistrăm. Bine, au plecat 1100 de salariați, au plecat. Încă nu e, deci deși oficial s-a plecat cu 1 martie, probabil că această mișcare va fi blocată a CO-ului cu cedarea către Vâlcea, pentru că fondul proprietatea își va exercita dreptul de a da în judecată. A votat împotrivă în, între acționari și se pare că va acționa în judecată, așa au anunțat. Dar, presupunând că se face, au plecat 1.100 și mai pleacă cel puțin 2.000 de salariați din, din zona Gorjului, unii care trebuie să iasă la pensii în următorii 2 ani, alții nu. Deci, am fi, ar fi vreo 2.000. Sunt niște probleme în zona țicleni. Petrofacu se retrage. Salariații, teoretic, revin la OMV, dar se anunță vremuri grele pentru că dacă i-a dat, nu știm dacă vrea să-i și recupereze sau își permite OMV-ul să facă acest lucru. Deci, din aia 900 de la Petrofax ar putea ca o mare parte din ei, într-o perioadă destul de scurtă de timp să meargă, să meargă tot în concediere și mai sunt probleme chiar în zona colaterală CO. Mimprestul, Mi de exemplu, nu renuiește anumite contracte, pentru că nu are comenzile suficiente. UEF-ul a avut sau are probleme și multe alte firme. Deci, practic, avem câteva mii de șomeri în plus în această primăvară. Nu-i avem încă, dar îi vom avea foarte curând. Alături de această problemă, singurul loc unde, practic, sunt așteptate locuri de muncă sunt sau este singurul loc, este acea fabrică de cablaje care, ca și veste bună, în, în această lună, se pare, cel puțin vedeam o informație de presă, re, rea selecția de, selecția de personal. Încolo nu se întâmplă, din nefericire, nimic pe plană, nu se anunță alte investiții și cred că ar trebui să se întâmple să spun așa ceva. Până una alta aflăm, uh, aflăm o, o, problemă și anume uh, joi va fi, joi se face și concilierea între Federația Națională Mine Energie care a dat S-au a acționat. A deschis un conflict de muncă cu COU pe negocierile sindicate administrație. Deci are loc o conciliere, și pe de altă parte are loc și un meeting mare, tot de vreo 5.000 de oameni, între, deci, al minerilor, al cetățenilor față de administrație. Reținem că e că în weekend, chiar pe întâi s-a întâmplat. O parte din sindicate, administrația spune că acele sindicate, 10 sindicate reprezintă undeva la 1000 de salariați, au semnat acorduri parțiale cu CU, dar practic, peste jumătate dintre salariați, sunt în continuare, n-au semnat înțelegea, deci e vorba de FNME și de Federația uh, Univers, nu au semnat la acest moment, nu au un acord semnat cu. CO în timp ce, atenție, ca contractul colectiv a expirat în februarie, la jumătate, 19 februarie, a fost prelungit până la 1 martie, iar acum, practic, ne aflăm fără contract colectiv la nivel de minerit. Deci, lucrurile, cum spuneau, stau destul de prost, și în, deci în zona complexului energetic Oltenia, practic, nu știm. Deci nu știm la ce să ne așteptăm, iar oamenii din domeniu sunt destul de um, reticienți, am putea spune, la ce s-ar putea întâmpla în, în perioada următoare, în perioada următoare în complexul, în complexul energetic uh, din Oltenia. Și... Dacă ar fi să să lămurim aceast, acest lucru practic datorită situației tulburi din CEO și ceilalți prestatori sau cei mai, care mai lucrează cu ceo sunt într-o situație dificilă pentru că iată a venit martie și nu știi la ce să te aștepți pe tot, pe tot anul. Deci practic toată situația trebuie rezolvată în CEO ca să deblocăm și restul de, de lucruri. Bine, până una alta, întrebarea care s-ar pune ar fi dacă. Deci, care, exist, care este interesul? Și a, aceea trebuie să meargă, încă o dată spun, să meargă atât sindicatele cât și administrația, să pună cărțile pe masă toate, pentru că la acest moment și încă o dată nu vreau să sperii pe nimeni, cu atât mai puțin pe cei din minerit, la acest moment am impresia că miroase insolvență în, în complexul energetic Oltenia. Pentru că, încă o dată vă spun, această unitate, ca să aibă 16.000 sau cât mai rămâne de salariați, trebuie să vândă energie, să producă cărbune să-l vândă în Serbia, cum îl vinde, sau altceva, de să provocă să aducă bani ca să poată plăti cei 16.000 de salariați. La acest moment, perspectivele nu sunt atât de îmbucurătoare. Ba, din contră. Dacă uh, ești pe minus și ești pe minus rău, în aceste condiții, trebuie găsit o soluție de rămânere pe linia, pardon, de, rămânere pe linia de plutire. Dacă nu se găsește, și senzația este că nu se va găsi prea curând, nu cu subterfugii de acest gen, în sensul că s-a ajuns până acolo un în complex încât femeile de la alte sindicate angajate în CEO, astăzi li se oferea că dacă primesc prima de 8 martie de un milion de 100 de lei, dacă trec la un anumit sindicat și alte chestii de genul. Deci sunt penibile și de penibilitățile din sistem nu sunt vinovate sindicatele, nu sunt vinovați angajații, ci doar administrația. Administrația care a bulibășit atât de rău sistemul din CEO, încât nu mai știi, ai absolut totul în virtutea inerției când această companie ar trebui să meargă din bine în mai bine. Dar la cum merge, parcă ne așteaptă. De asta vă spuneam că ar fi la orizont insolvența, pentru că nu știm ce avem de făcut. Deci, practic, așteptăm să pice bomba. Deci, asta e situația de la, de la acest moment. Deci, dacă nu vin toți la masa negocierilor și să stabilească ce și cum este exact, va fi, va fi de rău. Și dacă tot vorbim de reduceri de venituri pentru muncitori, pentru cei care efectiv lucrează pe el, ar fi normal ca și la șefi să se mai umble la salarii, pentru că dacă am înțeles bine, salariile sunt de, de top pentru director și pentru diversi, șefi, în timp ce salariații le-au scăzut veniturile față de anii trecuți. Normal că așa nu se mai poate. Dar încă am o întrebare, că vorbim de ea 2000 de salariați care pleacă sau ceva de genul ăsta. Câți sunt personal tesa? Ar fi de văzut uh, câți, câți dintre ei au uh, deci pleacă din, din, partea productivă. Și atenție, de ce tot de facem angajeri? Și cel mai important și cel mai important, bun, să spunem că vom avea la un moment dat, anul acesta, oportunitatea va fi ori prea cald la vară, ori prea frig la iarnă și e nevoie de noi. Păi bun, noi cu ce mai producem cărbune? Pentru că avem blocate cam toate carierele și nu sunt bani de exproprieri. Asta ar trebui să dea de gândit că ceva se întâmplă în un CO și poate ne răspunde cineva să ne spună ce și cum. Sunt multe alte lucruri de discutat, revenim și mâine seară cu o emisiune și pe acest subiect dar și pe altele. Mulțumim pentru atenție, la revedere.